pentru cei istorici, domnul Stelian Gomboș, iubiți religioși, creștini, după asta de prezentare trebuie să mă ridic la înălțime. Adică să fiu pe măsură a ceea ce s-a prezentat. De obicei, despre conferențiare se spun multe lucruri numai pozitive. Eu nu simt pe unde mă duc să se spună foarte mult despre mine, ci vreau eu să vorbesc, nu despre mine, ci despre ceea ce reprezintă preoți sau reprezintă lumea academică ca profesor, nu ca și nu. Așa că, în seara aceasta, voi încerca să vă prezint o temă nu din domeniul meu de specialitate, dar care are tangențe cu domeniul meu de specialitate. O temă pe care am prezentat-o în câteva locuri în America, la sute de oameni, și care am înțeles după aceea din toate reacțiile, că nu numai în America, ci și în alte părți ale lumii, fiind tradusă în engleză, o bună parte din cele pe care le-am prezentat acolo a stâlnit multe reacții. E firesc să fie. O să vedeți de ce. Înainte de toate, vreau să mulțumesc Părintelui Pompiliu Dinu, însoțit de colaboratorii dânsului, Părintele Eugen Oral, cu care am fost coleg la doctorat, ceilalți părinți pe care nu știu cu numele acum, domnul Stelian Gomboș, care se străduiește mult, să știți, se face reclamă bună vis-a-vis de programul dumneavoastră de aici și vreau să îi felicit, dacă îmi pot permite, să spun acest lucru, pentru ceea ce fac în biserica dumneavoastră. De mult, biserica aceasta a devenit un centru de atenție, de cultură. Este mare lucru. Biserica să fie implicată social mai mult decât este în spațiul liturgic, pentru că, doar așa, putem să penetrăm anumite segmente ale societății acolo unde este nevoie de prezența bisericii. Astăzi, mai mult ca oricând. Așa că, încă o dată, îmi exprim satisfacția față de acest gen de program cultural pe care îl au, cu conferințe și de care iau cunoștință atât de multă lume, atât de mulți oameni. Că acest lucru este important. Discutam asta cu Părintele Vărău, cu Părintele Pompiliu și de alte perspective pe care biserica le-ar putea avea penetrare, să spunem așa, mai mult a societății de astăzi. Așa că, încă o dată, ca de mulțumire și să ne oprim la tema pe care dumneavoastră o vedeți aici afișată, pe slide, creștinismul de azi, în contul. E un semn de întrebare pe care dumneavoastră îl vedeți acolo. E o problemă care trebuie să ne îngrijoreze pe toți. Nu suntem deloc astăzi creștini într-o situație comodă, confortabilă și după toate prognozele nu ne așteptăm la vremuri cororate în rost și dimpotrivă în mod. Dar o să vedeți finalul. Nu sunt deloc pesimist, nu trebuie să fim pesimiști, pentru că biserica nu este a lumii, nu este a mai marilor lumii, biserica este a lui Dumnezeu, dar este condusă în spațiul administrativ al ei și de administrare a patului divin de oameni. Și oamenii sunt oameni. Și de aici, de multe ori, impactul, nu întotdeauna pozitiv, pe care biserica, mai ales acum, când este asaltată din toate părțile, îl are în societate. Situația îngrijorătoare cu care ne confruntăm este reflectată în cifre. dacă ne facem că nu le vedem, nu facem decât să ne mințim pe noi și să spunem că totul este bine, că totul merge bine, când de fapt lucrurile nu sunt, sau nu stau chiar așa. Dumneavoastră știți care este procentul de participare a creștinilor ortodoxi, mă refer la creștinii ortodoxi, la biserică, la liturghie. Știe careva? Tot spune, dar știe careva. În România, mă refer în România și după aceea să vă dau câteva procente din alte țări ortodoxe. 6%. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că din 100 de creștini ortodoxi declarați, doar 6 de realizări. Este îngrijorător. În Rusia, procentul este 5, în Grecia, între 4 și 5. România, în momentul de față, stă cel mai bine din acest punct de vedere. Cel mai bine dacă ne referim la procent. Eu am o expresie pe care o spun mereu. Și aici este paradoxul. Dacă ne ducem, nu cunosc foarte bine situația în București, dar am văzut aici în biserică, biserica a fost plină. Și afară. Dar știți cât a fost de plină? Îngrijorător de plină. Adică 6 din 100. Dacă ne ducem la Cluj, veți veni vreodată la Cluj și vă veți duce într-o zi de duminică prin Cluj, veți vedea că toate bisericile sunt alții pline și încă o biserică afară de creștini. Și procentul acesta este numai mare. Deci numai mare. Și atunci expresia mea este bisericile sunt astăzi îngrijorător de pline. Și atunci trebuie să facem ceva. Ce să facem? O să vedem imediat câteva reflexii vis-a-vis de ceea ce avem de făcut toți astăzi. Întrebarea aceasta nu este întrebare. Creștinismul de azi nu potrivă. Pentru că suntem asaltați din toate părțile și culmea astăzi nu mai există luptă, nu cunosc foarte bine acest fenomen, pentru că foarte mult este inundat. Pocăiții, cum le spunem noi, ei nu se mai luptă astăzi pentru a câștiga atenție decât foarte izolată. Evanghelicii de astăzi, neoprotestanții din lumea evanghelică, se luptă pentru identitatea creștină. Adică, acolo unde suntem, să putem să fim identificați ca și creștini prin atitudine și comportament. Nu mai întreabă nimeni amănunte confesionale. Când în Orientul apropiat mor sute de creștini, nu întreabă nimeni dacă creștinii aceia sunt ortodoxi, sau sunt catolici, sau sunt protestanți, sau sunt neoprotestanți. Pentru că cine este botezat în numele Sfintei Trăini, de creștin, să vedem imediat. Așa că nu spune nimeni că se luptă sau au fost atacați creștinii, spunând că au fost atacați protestanții sau reformații sau luterani, nu cine știe. Și când există derapaje în spațiul creștin, nu spune nimeni că derapajele au venit de la o ocupare neoprotestantă sau ortodoxă sau catolică, ci de la creștin. Când nu avem voce astăzi în lume, nu se spune că vocea este slăbită, confesional, ci pentru că este vocea până a creștinismului, care astăzi este mult diminuată în ceea ce înseamnă forță. De aceea, creștinismul ca forță în lume, în ultimul timp, a devenit comparativ cu alte religii, pe o pantă, oarecum, s-au apucat pe o pantă, aceasta e realitatea, descendentă, nu ascendentă. Și atunci trebuie să vedem care sunt cauzele, care sunt motivele pentru care creștinismul de astăzi nu se găsește pe poziția de forță dominantă în lume, nu în societate, în lume. Și acest lucru îl au în vedere absolut toate bisericile, nu numai biserica ortodoxă, biserica romano-catolică vorbește la fel, biserica protestantă la fel, etc. Nu mai vorbesc de secularismul cu care se confruntă biserica occidentală. În Anglia, în masă, sunt bisericile luate, deci anglicani pierd în masă bisericii, pentru că nu mai au creștini, nu le pot întreține și statul nu dă voie să se degradeze. Și sunt transportate o parte dintre ele în restaurante, în hoteluri, etc. Am văzut într-un oraș din Anglia o catedrală, fostă catedrală imensă, care a fost transformată arhitectural și a portat o emblemă mare pe ea, o mare catedrală, un mare oraș, scria Jesus Christ, adică Iisus grătar. Deci, iată în ce situație ne găsim, iată unde suntem noi și apoi, sigur, tineregul într-o situație, am spune noi, îngrijorătoare vis-a-vis de poziționarea lui față de biserică. Asta că vine un conferențial și le vorbește în limba lor și le spune glume și balcuri și vin 1000 de oameni, 2000 de tineri, asta nu înseamnă nimic. Pentru că spun mereu, s-a spus și părinților acum, unde sunt acei 2000 de tineri care vin la o conferință și stau și pe rost, unde sunt pe biserică? Deci iată că venim pentru șoc. Unde sunt pe biserică? Îi vedem? Deci dacă vin 1000, 2000 de tineri la o conferință, trebuie să vedem câteva sute de biserică. Altfel, nu vin pentru biserică. Deci iată despre ce este vorba. Și acum câteva lucruri legate de tema noastră. Sunt atât de multe lucruri pe care aș vrea să vi le spun. Sigur, mă vă rezuma la câteva dintre un cuprins ca să puteți să mă urmăriți mai bine câteva idei pe care am să le dezvolt și pe care dumneavoastră le puteți vedea aici. Apariția creștinismului pe scena istoriei. Să vedeți de ce există asupra acestui lucru. Creștinismul de ieri, vedeți acolo. Adică, nu de ieri, nu de ieri de sâmbătă. Creștinismul din trecut. Creștinismul original. Apoi, întemeierea bisericii, foarte pe scurt, știți lucrurile acestea, dar să vedeți de ce le accentuezi. Viața primelor creștini și acum creștinismul divizat al istoriei. Aici o să existe puțin. Apoi creștinismul de azi. Unde ajunge în seara aceasta? Creștinismul de azi, creștinismul de mâine. Semnul întrebării chiar două. Ce înseamnă statutul de creștin? 3 moduri de a fi creștin astăzi. O să vedem unde ne regăsim fiecare. E foarte important să avem să ne punem o întrebare, să vedem unde sunt eu. Care creștini din aceștia, care sunt o minoritate, ei sunt eu. Deci de aici se pot iubiți. Nu de la faptul să vedem că el era putat la biserică, mergem la biserică și punem o rugăciune, nu? Să vedeți. Creștinul declarat, deci creștinul declarat, creștinul practicat, creștinul implicat, că vedem unde ne găsim fiecare. Și în loc de concluzie, ceva cu care voi încheia. Ce asta ar fi schema, să zicem, matematică pe care vreau să o dezvolt în fața dumneavoastră în seara asta. Pe scena istoriei, creștinismul apare când, știți foarte bine, în ziua aceea a 50-imii iudaice, adică a 50 de zile după învierea lui Iisus. Eu o să vă dau un text în care o să vedeți cum a apărut biserica creștină, ca să putem să înțelegem apoi creștinismul divizat al istoriei. Cum a apărut în lume, pe scena istoriei universală, biserica creștină sau creștinismul? Citim din Faptele Apostolului din capitolul 2, versetele 37 până la 41. Iată ce spune Sfântul Luca acolo. Iar ei, lumea pe porți, din toate părțile Imperiului Roman, au venit la cinecime romani. Veneau iudei din toate părțile Imperiului Roman, nu față că erau din Roma, din Creta, din Cipru, Mesopotamia, Arabia și Sfântul Luca acolo. Sfântul Petru ține o predică pentru că ei dintr-o dată au început să vorbească limbi străine, limbile popoarelor respective. Un fenomen moment. Noi până acum nu vorbim de biserică, de creștinism, de biserică creștină. Nu vorbim de creștinism. Sunt fenomen extraordinar. Dintr-o dată, lumea până acum îi vede că a fost vorbind de limbile lor. Cum se întâmplă? Și ce se întâmplă? Atunci unii au luat în vest, așa cum este omul, spune-ne sunt perse. Și atunci sunt Petru. Iar cuvântul și spune, atenție, nu sunt perse. De dimineață. Și se întâmplă acum împlinirea unei profeții. Și le spune că se împlinește profeția Ionie, Vechiul Testament, de multă există despre venirea Duhului în lume. Adică acele forțe, acele energii dumnezești care operează în zi, în viața noastră. Și ei au zis predică-l pentru citiți care aveți o Sfântă Scriptură acasă, capitolul 2, tot din Faptele Apostolului. Numai capitolul 2 se pretrează la o conferință de iubitor. Sfântul Luca spune că au fost pătruși la inimă, adică cuvintele lui Petru au intrat în inimă. Și au zis că de Petru și ceilalți au fost. Bărbați falsi, ce să faci? Deci și-au dat seama toți că trebuie să facă ceva așa, râs mai poate așa. Ce se face? Trebuie să facem ceva. Și atunci, Petru le-a zis, pocăiți-vă, nu pocăiți-vă confesionalmente. Nu e vorba de pocăiți pe creștini pe care noi numim ați pocăiți. Că doar timpul, schimbați-vă viața, înnoiți-vă mintea, părăsiți un mod al vostru de a fi, de viață pe care viața a dus până acum și treceți într-un alt registru de viață. Să vedem asta se numește pocăință. Și fiecare dintre voi să vă boteze în numele lui Iisus Hristos și spune-te care va fi efectul. Sperarea păcatelor voastre. Și acum e important și veți primi darul Sfântului Duh. Și atunci am puterea, acea energie care se manifestă mai multe haruri, înțelepciune, răbdare, blândețe, vorbă bună, mângâiere, vorbă cu mângâiere. Deci, toate sunt daruri ale Duhului, să știți. Nu sunt calități umane. Ele sunt rănite și dezvoltate de Duhul Sfânt. De aceea, oamenii voastre de harisme, imediat sunt bine primiți de către noi în societate. De ce? Pentru că acela nu mai lucră. Și efectul se botează 3.000 de suflete în această, în acel moment. Dragii mei, aceste 3.000 de suflete au format prima biserică creștină. Numai că aceste 3.000 de suflete n-au rămas în Ierusalim. Acolo, între aceștia, erau convertiții veniți din Imperiul Roman. Și ei se duc în comunitățile lor și așa ajunge creștinismul în cursul Imperiului Roman. Când Apostolul Pavel ajunge în Roma, Petru, probabil înaintea lui, când el ajunge să scrie romanilor acea episcopă extraordinară din Noul Testament, el nu fusese rom. Ori acolo sunt niște creștini. Acei creștini, acea comunitate din Roma trebuia să aibă episcopi și preoți care să boteze. Nu-i știm cu numele. Au plecat acești preoți din Ierusalim între cei convertiți. Cu o mică pregătire, repede, catechizație, ceva, i-au gălătorit la postului și au trimis. Așa s-au născut bisericile creștine și așa a pătruns creștinismul în toată lumea. Un nucleu, o mână de oameni. O mână de oameni, vă rog să vă imaginați, spre exemplu, 10-15 creștini ajungând în Corint, de pildă. În mijlocul unei lumi păgâne, unei lumi în care desfrâul era ridicat la rând de cult desfrâul. Ajung la Roma, în mijlocul Imperiului Roman, în capitala Imperiului Roman, în mijlocul culturii a puserii occidentale, latină, ceilalți spații elenistice, adică a culturii grecești. O mână de oameni. De aceea au schimbat. De ce au schimbat? Pentru că au avut în ei înșiși forța lui Dumnezeu. Așa se biserică creștină. Să nu aveți impresia că vorbim de creștinismul primar, că vorbim de catedrale, cu rămasă, cu biserici frumoase, invitate, cu ierarhie, cu veșminte frumoase, cu toți armii și vorbă de aceea. O mână de oameni s-a adunat într-o casă a unei, acolo celebreau liturghia, Eucharistia, și aceasta era biserica din Corint, din biserica din Macedonia, din Galata, din Roma, și așa mai departe. O mână de oameni. 10 oameni, 15 oameni. Nu mai mulți, poate 20. În mijlocul unei lumi păgâne. Și creștinismul s-a impus. Deci, iată cum s-a impus creștinismul și o să vedem de ce s-a impus creștinismul. Pentru că era autentic, era trăire atunci. Ceea ce creștinul a învățat. A învățat atunci. Ceea ce creștinul a auzit, el trăia. Până la sacrificiu. Își trăia identitatea creștină până la sacrificiu. Fără niciun compromis. Că cum vă bănuiți, puteți să intuiți de ce creștinismul de azi încotro cu semnul de întrebări. Acei mii, sute de mii și milioane de martiri știu și neștiuți. De ce au transformat istoria lumii. Dar ei s-au identificat și au identificat crezul lor cu martirul. Adică au fost identici cu ei înșiși. N-au trădat. Nu s-au trădat pe ei înșiși. N-au trădat nimic. N-au fost creștini formali, ci creștini autentici. Atunci, creștinismul a desfințat, știți, o rânduire. O rânduire sclavagistă a fost desfințată, nu e timpul acum să vă spun de către o rânduire sclavagistă, de către creștini, de un bilet de 25 de versete. Știți care este un bilet de pistola de către limoane. Știți-o în lectura dumneavoastră din Biblia. Nu insist asupra ei. Ei, aceasta a fost Biserica primă creștină, așa că nu de istorie, și iată cum a stat viața a primilor creștini. Tot câteva versete iau numai din Sfântul Luca. Cum a arătat viața lor din Turcia? Ia uitați-vă ce spune Sfântul Luca. Stăruiau, spune, stăruiau, insistau, încet, în învățătura lor. Adică nu s-o asculte nimeni. S-o și învețe. Acum, atenție la Dumnezeu. Ceea ce au zis la biserică, la liturghie, nu păstrați pentru dumneavoastră. Și faceți misiune mai departe și învățăm. Și asta înseamnă să stăruiți în învățătura bisericii. Mai departe, în comuniune, erau toți la o laută, în frângerea fiind aici Eucharistia, adică liturghia, și rugăciune. Simplă viață. Acești creștini s-au impus pentru o viață liturgică simplă. Ascultau cuvântul apostolilor, stăruiau în viață să învețe și să o transmită și altora, participau la liturghie și aveau în comun multe lucruri, în așa fel încât nimeni să nu fie lipsit. Și din punct de vedere social, cum arătau primii creștini? Iată cum arătau social. Și cum arătăm noi astăzi social. Toți cei care au crezut erau împreună. Și aveau toate îndeopște. Își vindeau pământul și bunurile, vestit imediat, înseamnă că au făcut toți, tot pământul. Își vindeau pământul și bunurile și le împărțeau tuturor, acum e important, după cum avea nevoie fiecare. Și zi de zi împreună își luau hrana într-o bucurie și într-o curăție a inimii, lăudându-L pe Dumnezeu și având har la tot poporul. Adică, ce înseamnă pe vară? Vără au uimit. Deci asta nu ne rămâne. Era fermentul care rămânea o societate atunci. Schimba o societate. Iar Domnul spunea zilnic popșa celor care se mântuiau. Adică avea grijă Dumnezeu de mulțirea creștinilor. De-ar fi cât mai mulți. Ei, să nu aveți impresia că creștinismul era creat atunci să rășia, nici vorbă de jos. Cum a rămas pe departe, să dau și măreați. Frații nu știu ce a rămas mai departe. Dar în ce a constat viața tinerilor creștini, în ceea ce însemnează, ce vedeți aici și spune Sfântul Luca, că își dau pământul și împărțeau tuturor. Și ce însemna asta? Cine ar da? Mai mult pământ. Vindea o parte de pământ. Și banii îi dădeau apostolilor, ca aceștia, la rândul lor, se ajute pe cei săraci. Ce însemna mai mult acesta? Că dacă copilul celui bogat era sărat și îmbrăcat. Și copilul celui sărat, ori familii săraci, sau cum am dus copii, nu mai erau goli, nu mai erau dezbrăcat și nu mai erau frăcat. Dar probabil că copilul celui bogat mânca ceva mai bun, mai delicios acasă, cu siguranță și avea o haină mai bună, dar nu simțea cel necăjit și cel sărat frigul, cum l-a simțit înainte, dacă celui bogat era cald și celui sărat era cald, dacă copilul celui bogat era sigur și copilul celui sărat era sigur. Și asta au făcut creștinii. Au avut grijă creștinii să fie egal. Adică egal în nevoie de lor. Și asta a fost prima comunitate de creștini, așa arăta viața lor și așa au cucerit lor. În acest exemplu, în această putere, în această dăruire, în această unitate, în această forță pe care o transmiteau în societate din ei înșiși. Forța lui Dumnezeu. Și acum, după ce am văzut aceste lucruri foarte pe scurt, în ce constă sau constat Biserica primilor creștini, am să vă arăt acum și vă rog să fiți atenți la această schemă pe care vă prezint acum, cum am ajuns astăzi creștinii civilizați în mii de bisericuțe. Noi spunem că biserica noastră, vremuritoare, ortodoxă, este biserica adevărată. Așa este. Dar hai să vedem dacă este așa. Pentru că fiecare biserică spune că adevărul este la ea. Și cum au apărut bisericile astăzi divizate, cum s-a divizat creștinismul și cum a slăbit creștinismul. Divide imperul, știți acela, principiul roman, în parte și stăpânește. Când l-ai despărțit, când ai segmentat unitatea, imediat că poți stăpâni pe toți. Atunci a slăbit biserica. De atunci slăbește în continuare. Haideți să vedem această schemă. Schema nu mi-a aparține. Nu vreau să spun că eu sunt autorul ei, trebuie să fiu corect, onest, este un profesor american. Dar această schemă n-a fost făcută de un profesor de istorie, nu de un ortodox, dar n-am cinstit cu el însuși, cu istoria lumii. Și uitați-vă acum despre ce este vorba. Avem niște titluri, niște nume aici și discularea mie pe această schemă. Și să aveți întipărite, să știți ce se spune aici. Nu orgolioși fiind că noi deținem adevărul. Nu. Haideți să ne uităm la adevărul istoric. Anul 33, aici, acest punct roșu, pe care eu îl fac cu laserul, e Biserica Primară. Care e Biserica Primară? Cea despre care v-am vorbit acum. Primii creștini. Prima biserică. Creștinismul autentic. Creștinismul adevărat. Creștinul adevărat. Identic cu el însuși și cu ceea ce de un basar. Această biserică creștină, prima biserică creștină, biserica primară. Aici, în această perioadă, în acest segment, nu mai exista o altă biserică creștină. De asta e biserica una, primă, nedivizată, a primilor creștini. Acum, ce se întâmplă mai departe? Perioada acestui segment de timp, se dă niște date. Anul 325, primul sinod ecumenic. Adică atunci când a fost apărată învățătura despre Fiul lui Dumnezeu, Fiul Dumnezeu Creator, este Dumnezeu adevărat și tot. Deci au apărut primele disensiuni în rândul bisericii creștine. De natură filozofică, teologică, care disensiuni au frământat puțin biserica, dar au rezolvat părinții bisericii. Problema. Au urmat apoi, deci aceasta e perioada de aici, până în acest punct, nu se vedem imediat, anul 787, perioada conciliilor sau sinodele ecumenice, când au fost dezbătute și clarificate măsura de credință vis-a-vis de erezii, controverse, în sinodele bisericii. Biserica s-a adunat și a luat acte ereziile care sau văzăturile greșite care apăreau în mijlocul bisericii, în sânul bisericii. Asta este o perioadă a părinților bisericii, a sinodelor ecumenice și în această perioadă s-a scris foarte mult, foarte multă literatură a părinților bisericii. De interpretarea Scripturii, de teologie dogmatică, de învățătură, de doctrină și așa mai departe. Apare anul 1054 acesta. Deci, de aici, de la anul 33 și până la anul 1054, Isma, biserica creștină, aceasta, de aici. În tot acest spațiu de timp, era biserica bună, sfântă, catolică și apostolică. Ce semnează catolică? Eu am luat definiția originală. One Holy. Catolic, apostolică. Catolic nu semnează de aici biserica catolică confesională, se înțelege mai mult, și catolic. De aici semnează universal, adică biserica creștină de pretutine. Pentru că până aici nu existau alte biserici. Sigur, acum teologia putea să spune că au apărut, sigur, timpul erzilor, mici bisericuțe cu nuanțe de învățătură, dar acelea erau tot din spațiul bisericii cele una. Nu putem să vorbim de o divizare a bisericii mare. Aceasta este o problemă de istorie a bisericii. Deci până aici, în această perioadă, avem ce? Biserica autentică, biserica creștină, biserica nedivizată, una, sfântă, apostolică și universală. A apărut schisma din 1954 când biserica de apus s-a despărțit de biserica de universalitate. Din motive și religioase, da? Și politice, și economice, și militare. Devine fi și împărații, și patriarhii, și toți oamenii. Dacă vrem să vedem istoria. Orgoliile omenești, care au fost mai presus de statutul pe care l-avea fiecare, au divizat biserica. Nu intru în amănunt acum. Și ce s-a întâmplat din acest moment? Această linie pe care vreau să o vedeți aici. De aici s-a despărțit biserica de apus, biserica roman-catolică, care apoi a primit denumirea confesională. Deci de aici începe un segment al istoriei bisericii și altul care merge înainte. Noi suntem aici în 2018, 2019. La numai în 2018, anul trecut am prezentat în America. Dar suntem în 2019. Deci aici suntem noi acum, care? Noi creștinii din seara acestui. Aici sunt creștinii Roman-Catolic din seara aceasta pe plăturile din lume. De aici, din anul 1054, biserica aceasta merge în altă parte, nu mai merge orizontal, pentru că aici au apărut niște învățături care nu sunt până aici. Dar nu, prima nu papa, infalibilitatea papa, învățători despre purgatoriu, etc. De ce am spus, sau de ce profesorul respectiv a spus că segmentul merge în sus, nu mai merge paralel cu cel de jos? Pentru că ceea ce a apărut în 1954 de aici, care au fost și motive de dezbinare între rătării și apus religioase, nu se găsesc aici. Și atunci, de aici, în acest punct, o biserică s-a despărțit. Cea care merge înainte și se găsește aici în 2019 are tot ce a fost aici. Adică, liturghia Sfântului Amură de Altă, întemeiată în secolul IV, pe care o slujim noi. Sigur, dezvoltat, în timp. E firesc să fie așa. Liturghia Sfântului Vasile cel mai. Deci, aceste liturghii aici au apărut. Aici, uitați. Perioada aceasta. Și această liturghie care a fost aici, este aici. În 2019. Dar nu mai este aici. Atunci, cine a părăsit adevărul istoric? Mai departe, toată această perioadă de aici de literatură, de produse patristică, spirituală, de literatură, noi avem aici. În 2019, toate bibliotecile avem Sfinții Părinți, colecția Sfinților Părinți, mari părinți ai bisericii. Și după aceea, o bună parte dintre aceștia nu-i mai găsim aici. Nu mai găsim liturghiile părinților creștini aici și aici. Nu mai găsim împărtășania în formă originală, etc. Bun. 1054 se departe biserica. Dar ce se întâmplă mai departe aici? Apare în 1517 în forma lui Luther. Pare că scenă Luther, care se desprinde nu de aici, din segmentul acesta. Și Luther a avut de-a face că nu merg catolic, cu biserica pusenă, cu biserica romano-catolică. El a avut un dialog cu Papa, Papa nu l-a acceptat. Luther n-a vrut să iasă cea biserică. Le-a spus acum la un dialog dintre biserica ortodoxă română, pe care l-am avut și biserica evanghelică din Germania, pe cadete, pe Orești, pe cadete, părintele profesor, care ați știe despre ce este vorba, care s-a ținut la Caraiman. Acolo s-a discutat lucruri foarte importante și un profesor de acolo a povestit de istorie din Germania că s-au găsit niște documente acum în care Luther a plâns și n-a vrut să afișeze imediat acele puncte pe biserică, pe ușa bisericii. N-a vrut și l-au forțat și cu ucenicii, fără formă, fără. Luther n-a vrut să facă lucrul ăsta. N-a vrut să iasă ce a ieșit. Ucenicii lui au prins la extremă reformă. Ei, din 1517 de aici, uitați-vă, merge în biserica protestantă din reformă. Ea s-a despărțit din acest segment, din această biserică apuseană. Nu din această biserică de jos, răsăriteană. Și de aici a apărut biserica protestantă, care a părăsit mai tot ce este aici. Adică, preoție, cultul Sfinților, cultul Crucii, cultul Maicii Pământului, care exista în Biserica Apuseană, pictură, etc., totul. Și din Biserica acum, atenție puțin aici, din Biserica Protestantă de aici, apoi, uitați-vă, toate aceste săgești pe care le vedeți aici, sunt pozdeirea de secte de astăzi. Deci ele nu s-au despărțit. Sectele n-au ieșit din Biserica Romano-Catolică, n-au ieșit din acest segment care mai departe este Biserica Răsăritului și din Biserica Protestantă, pentru că de aici, mai departe, au păstrat învățătura care nega preoția, nega episcopatul, negau tainele, negau cultul Sfântului Maicii Pământului Crucii și așa mai departe. Adică ceea ce s-a întâmplat în Biserica Protestantă, regăsim în bisericile sau în confesiunile neoprotestante. Și acum mai avem un moment istoric, în 1533, Biserica Anglicană, care se desparte tot de aici, cu Henry, al VIII-lea, se desparte tot de Biserica Apuseană, Biserica Romano-Catolică, Biserica Anglicană. De ce am pus, de ce s-a pus, chiar să se gea de eu am pus-o, atât de am obținut în toată această schemă, în sensul că Biserica Anglicană este cea mai apropiată de Biserica aceasta. Este mai apropiată de noi decât de Biserica Romano-Catolică, din care s-a desprins. Și acum, ca o concluzie. Ca o concluzie. De la anul 33 până în 2019, o biserică a mers linear. Asta este biserica de răsărit sau biserica ortodoxă, dar nu ortodoxă numim confesională. Cum spunem acum, biserica ortodoxă, romano-catolică, protestantă, ortodoxă însemnând dreapta cinstită, dreapta prealorire sau dreapta învățătură. Și atunci ce spune? Aceasta e biserica din 2019, în continuarea celei de aici realizate, numită de ortodoxă, biserica de învățătură. Adică cea neschimbată în fiecare. Și acum am întrebarea care este care a păstrat viața liturgică a creștinismului și socială și învățătura de credință a bisericii de aici. Cea care a mers și se întâlnește în 2019. Vreau să vă spun lui Ioan Totorale din spatele acestea neoprotestante. Din America, din Canada, din România, din București, acum s-a dat doctoratul la Noul Testament, pe o temă foarte interesantă, pe tema Apocalipsei, directul liceu adventist din București. Toți acești oameni, dincolo de confesiune, sunt mai ortodoxi decât mulți dintre noi. Și este ce mai mult am pastorii noștri, ai evoluții, acești doctorați, care îți vedea în spatele ortodoxi. Știți ce fac o parte dintre ei? Încep să citească toată această literatură patristică a bisericii nedirigate pe care ei nu o recent mi-a spus unul dintre ei, părinte, eu nu mai pot trăi fără această viață a bisericii. Și cirește pe Maxim Agnesitorul, într-un Maxim Agnesitorul, și copiii întreabă, Tată, de ce în bisericile noastre nu se spune asta? Și atunci l-am spus ceva din acest argument de istorie, l-a spus pe Tată, ce vrea ceva aici? Bine, dacă noi suntem aici, și aici este biserica, religioasă. Pe mers noi. Pentru a înțelege de cercul acesta, lucrul acesta trebuie ca această biserică care se găsește aici în 2019. Acum, în 2019, să fie autentică. Să fie identică cu cea de aici. Nu cu ceea ce arată astăzi. Și acum mergem mai departe, partea a doua, ultima și închei, creștinismul de azi și de mâine. Haideți să vedem ce înseamnă a fi creștin după ce ne-am botezat. Zice Sfântul Pavel, nu am să explic, pentru că toate acestea necesită mult timp. Zice, cât sunt Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și creat. Pe cum să ne îmbrăcăm în Hristos? Cum să ne îmbrăcăm în Hristos? Cum se înțelege? Vedeți cât e greu de înțeles? Cum să ne îmbrăcăm în Hristos? Știți ce înseamnă acest lucru? A fi îmbrăcat în Hristos înseamnă să fii identic cu Hristos, că lumea nu te-a văzut. Să leagă pe învățătorul. Când te-a văzut pe tine, sau recunoască pe Domnul și Stăpânul tău. Vreau să vă dau un exemplu, ca să înțelegeți mai bine ce înseamnă metafora îmbrăcării în teologia Sfântului Pavel. Ne-am îmbrăcat în Hristos. Cum să ne îmbrăcăm în Hristos? Dumneavoastră mă vedeți pe mine îmbrăcat cu reverendă și dacă cineva de acolo de afară, mai de departe, ar vedea pe ușă, ar spune, în fața unui ecran se găsește un preot. Bun. Pentru că mă recunoaște, și spune, acela e un preot. Dacă eu m-aș duce în spatele ecranului și m-aș îmbrăca ofițer, și aș veni aici, și cei de acolo din bloc m-ar vedea, fără să mă pot identifica la față, spune, uite, acum ești un ofițer. Adică, după haina, identitatea imediat spusă. Dacă mă aduce în spate și m-aș îmbrăca sportiv, cu un tricou și cu un șorț, nu? Că spune, uite, acolo e un sportiv, e un fotbalist, un handbalist, etc. Ce înseamnă asta? Că haina pe care o porți, spune cine ești. Și atunci, îmbrăcați în Hristos însemnează că botezați în Hristos, însemnează că a fi îmbrăcat în Hristos însemnează ca lumea din jurul tău să te recunoască, să recunoască în tine pe Hristos cel care tu te-ai iubit. Se spune, acela e creștin, acela e Hristos, altă Hristos, un alt creștin, un alt Hristos. Asta înseamnă să fii îmbrăcat în Hristos. Păi nu mai recunoaște lumea de astăzi pe Hristos în noi? O să vă spun imediat de ceva. Ce a pățit un misionar. Și în 2 Corinteni 5:8 îi spune așa. Dacă este cineva în Hristos, acele făpturi nouă. Și zice, cele 10 au trecut și toate au devenit noi. Creștinul nou în Hristos, cultura nouă în Hristos este cea care a schimbat ontologic statutul tău. Simți tu faptul că ești un creștin botezat, o schimbare radicală mereu în viața ta. Sau recunoaște în faptele care lumea pe Hristos, reușești să predici tu prin ceea ce ești fără cuvinte, dar să fii și în altă parte, prin statutul tău, pe Hristos să-L predici sau nu. Vom vedea imediat. Așa însemnează să fii creștin. Vedeți ce puțin însemnează să fii creștin? Să fii îmbrăcat în Hristos. Și acum știi ce înseamnă a fi îmbrăcat în Hristos. Și acum mergem la cele 3 moduri de a fi creștinați. Să vedem unde suntem și să vedem pe cum să nu slăbească Biserica cu un astfel de gen de creștini astăzi. Și apoi efecte aici în viața particulară, în viața familială și ne mirăm de ce se întâmplă, de ce în viața noastră sunt atâtea sincope. Haideți să vedem. Primul este primul tip de creștin, mai mult eu am selectat doar unul. Este creștinul declarat. Ce înseamnă creștinul declarat? Să vedem imediat, avem creștinul practicat și avem creștinul imprit. Ce se vor oferi? Ce înseamnă creștinul declarat? Creștinul declarat este creștinul de Paști și de Rusală și de Crăciun. Acela care s-a declarat creștin, deci se duce doar la biserică, de Paște, de Crăciun, când merge multă lume, apar neavând ce înseamnă la fiecare. Dar dacă te duci și spui ce ești, nu se creștin, dar nu știi. Și este creștinul declarat de Paște, umple bisericile de Paște, de Crăciun și poate de Rusală. Dar Paște în fiecare duminică. Rusalele sunt în fiecare duminică. Crăciunul în fiecare duminică. Și atunci avem creștinul de fast sărbătoresc. Și este creștinul absent din biserică, dar care s-a declarat creștin. Acesta este și creștinul de interes. Material sau de poziție. Spre exemplu, dacă cumva, prin biserică, poate să ne mândească ceva, numit interes, imediat se asociază cu biserică. Azi se vede pe politicienii de astăzi. față de unii atunci mai puțin respect. Se duc și se înfățișează în fața oamenilor la sărbători mari, pe la Nicula, pe acolo, pe la noi, pe la deal, pe la Mănăstire, unde vin, în jur de anul acela, cu 35.000 de pelerini. Vin și acolo, mai punem și acolo, unde slujim, se vadă lumea. Vadă lumea, se voteze. Dar nimeni nu vede nimeni după ce patrilor a pierdut. Eu nu vreau să numesc acum câți mari politicieni care s-au afișat acolo, inclusiv eram și eu pe scenă, dar nu mai văzut nimeni la Nicula după ce patrilor a pierdut. Ăștia sunt creștini, ei se numesc creștini, de interes material. Dragii mei, pe asta de un politicien, care repede se afișează cu noi, ca să câștige, și după aceea nici nu mai vreau să știe de viață autentică, deci ăștia trebuie să scoate din istoria noastră. O mare doamnă politiciană care, cu toată preiada ei, în creștinii, am spus acest lucru în Catedrala din Cluj. În Duminica 3-a din postul mare, în creștinii sărbătoreau crucea și jertfa și posteau și ajunau unii, luându-și crucea pe unii. Acești politicieni din gațele noastre așa-au luat. Păi pe aceștia mai după. Aceștia mai fac parte din istoria vieții noastre. Atenție creștini și mai mirăm cum, de ce mai trebuie jos? Pe cum să nu mai trebuie jos? Aceștia n-au nicio respect de noi. Deci să n-am impresia că ei nu știu cât ne respectă. Mai dau ajutoare că nu pot, dar nu că ne respectă, nici nu. Și din interesul. Interesul lor noastră. Este creștinul declarat, este clar, creștin, este tot de unde se duc. Dar eu uitați-vă ce rol au în biserică. Creștinul de ocazie, e creștinul declarat, de tradiție. Acesta împărtășește toate tradițiile. Ea e curașul de Paști și îl duce acasă. Îl pune pe masă, că este comercială în societate. Pe cum să e curașul de Paști, e polică, e din potrivă. Hristos ce nu te-a dat nimic de face cu simbolismul de curașul. Dar pentru că o societate comercială se vândă cât mai mult, și uitați-vă, fiecare zi o sărbătoare, fiecare zi e dedicată unor evenimente comerciale, ca tu să fii prins, să nu fie pe masa creștinului ecuratului. Să nu fie. Nu are nimic de a face cu înviere și cu pasul. Dar dacă nu știi ce înseamnă înviere, că știi declarat, sigur că o să ai epuratul de pași, apoi statuiete cu crăciunițe mici la Crăciun, etc. etc. Nu mai vorbesc de măștile de halului. Doamne, ferește ca mămicile să facă cele mai sofisticate măștile cu care e halului. Nu are nicio treabă cu halului. Dar ia uitați-vă cum comercial ne acomodăm, pune că să fim un pas cu cine? Cu necreștini. Păi dacă nu ești un pas cu Hristos, tu nu poți să reziști. De aici, decadență. Biserici. Creștinii autentici așa au făcut. Creștinii autentici au cumpărat statuiete ale zeiții Diana, Nefes, de Apostol Pavel, produs în fața acolo, în fața secretarului Cepeții. Și creștinii, ei tocmai asta au făcut. Au încercat să elimine din societate statuietele cu zeița Diana. S-au dus creștinii mai departe în Corint, la templul Afroditei, care era deservit de 1000 de impresionate de eurodule, care au ridicat pe sub la rand de curs, s-au dus creștinii acolo, au cumpărat statuietele, că doar sunt pe piață. Nici formă de societate. Acelea erau creștinii. Și așa creștinii au distrus statuietele. Nu statuietele. Au intrat în casele creștinii. Creștinul declarat acceptă orice. De ce am spus creștinismul de azi în Ortopol? Aceștia se pot de critici la adresa altora, că vedeți cum e critică, dar permisind cu ei înșiși. Și iată sentința a mea, Apocalipsă. Aceea ce spune Domnul Dumnezeu despre un astfel de statut. Și vă rog în seara aceasta, tema aceasta să băgați atent cât suflet și în minte și să vorbiți și altul. Și să fie mereu un punct de reflecție pentru viața personală a fiecăruia dintre noi. Îngerul Bisericii din Lodicea, adică înmânarul Bisericii din Lodicea, scrie, așa crește, amin, că Domnul, marcul cel credincios și adevărat, începutul zidii Dumnezeu, îți știu faptele și acum e tot. Tu nu ești nici rece, nici rece. O, de fie rece sau rece, Domnul Dumnezeu spune că este, nu eu. Așa pentru că ești cel din cer, nici credinte, nici rece, deci te îndepte. După istorie. Am să te văz din curat. Deci nu are nevoie Dumnezeu de noi. E un caracter pe care Dumnezeu nu-l iubește. Nu-l agrează. Am să te văz din curat. Și spune mai departe, și tu zici, sunt bogat, mă îmbogăți, de nimic n-am nevoie. Pentru că tu nu știi că ești ticălos și ferit de prânz și seara. Și om, și om. Vizită, Apocalipsa, cuvântul Domnului, cuvântul lui Dumnezeu, Domnul. Doamne ferește, că acum Dumnezeu se spune despre noi, ești premiu de Dumnezeu. N-ai nici bogat, n-ai nici titlu, cu toate că ai 10 medalii pe pieptate, n-ai nimic din toată bogăția ta. Ești vrei de plăiți, să nu ai și copii. Pune Domnul Dumnezeu. Cu un astfel de creștin, biserica nu poate să meargă înainte. Dar El este clar. Știi? Foarte pe scurt, din tot ce se poate spune aici, poate imagina. Creștinul practicat. Care-i creștinul ăsta practicat? Haideți să-l vedem. Astăzi. Care vine la liturghie. Prima liturghie, dar nu știu nimic ce se vede celor. Și ce se întâmplă? Mergem, intrăm la liturghie, nu venim la început. Puneam părintelui, l-am întrebat pe părintele Eugen Oral să spunem când se rusește predica aici. Și după Evanghelie. Și m-am întrebat dacă ești la sfârșit. Aș prefera la sfârșit, dar dacă obicei așa, după Evanghelie. De ce? Pentru că și la sfârșit că vorbește după Evanghelie. Și creștinii vin, știți, sunt cam de la mijlocul ei. Și ei sunt privați de Cuvântul lui Dumnezeu. Și vorbesc că sunt pe amvon. Dragii mei, și văd un șir întreg din viață până la icoană, venind în timpul predicii. Ce fac ei? Se înțină frumos, nimic de zi, se pasă icoană, mai pun și cu 2, 3, 50 lumânări în mână, mai pun și un pomene și ce fac? În timpul predicii. Se duc și aprind o lumânare, fie dreaptă, fie stângă, pentru vii, pentru mult, zic un Tatăl nostru acolo și neștiind ce se petrece acolo, că acolo, acum vorbește Iisus Hristos, rostindu-și Evanghelia din Cel pe care l-a ales. Dar nu am. Știți ce spun? Ai o popă care acum ține pe mine. Dar eu am venit la biserică să mă rog, zic o rugăciune pentru tată, pentru mama să prind o lună la mișcare. Atât ar știu de mine. Atât nu. Și se duc. Acesta zice că merge la biserică. El nu atât știe. Întrebarea este următoare. Oare de ce știe mai atât? Și din cauza asta. Și ajung imediat și acum. Mie îmi place să fiu realist. Nu sunt prea mult în biserică, să știți. Dar spun mereu, dacă nu ne trezim, dacă nu suntem realiști, dacă refuzăm să vedem realitatea adevărată din spatele bisericii ale Iclină, ne prăbușim. Și dacă vom vedea tristă realitate din spatele bisericii ale Iclină, s-ar putea să facem ceva pentru cei din spatele bisericii. pentru cei din societate. Dar această figură este o altă problemă cu care nu mă ocup. Liturghia de aici, pentru cel care nu înțelege, ce mai este? Și mi-a făcut asta la dumneavoastră multe, dar nu la mea. Liturghia nu este un spectacol. Când îl vedem pe preot sau pe diacon, cântă mai frumos, mai puțin, după darul pe care l-are, purtim, ce tu faci pe acolo, de ce nu iese din altar, cu Evanghelie, mă, cum nu pară, ce s-a făcut, ce s-a făcut? Și nu se întâlne tinerea, nu știu ce s-a făcut. Ce-i portirul ăla, ce-i discul ăla, ce-i preotește de bergul lui Pară, nu se aștează în biserică, ea e în altar, iară el, ce s-a făcut? Tot asta mă vor, pentru că liturghia este actualizarea, nu repetată, actualizarea jertfei pe cruce. Deci ce s-a petrecut acum mai bine de 2000 de ani se petrece în fiecare liturghie. Păi acum să stai acasă atunci. Ai putea să stai acasă dacă ai ști pe Hristos răstignit este aici și iar nu, poate că am venit tot să vedem cum arată Hristos răstignit și iar. Șocul, dar după aceea am văzut duminica de curând, nu duminica asta, că l-am văzut. Tot așa. Hristos însuși dacă ar fi aici. Deci dacă noi știm ce liturghia, noi putem să facem. Și liturghia nu este un spectacol. Că am venit, ne-am pus în biserică, pe ocupă bloc sau nu, depinde dacă sunt sau nu staune, și din spate, din capăt, cântă un cop, de acolo cântă un preot și această liturghie. Păi sigur că atunci când numai atât de liturghie, vei ști ce să facă, vine și să ducă icoana, mai pune o lumânare, se o rugăciune și pleacă. Pentru că este total neînțeles ce se petrece. Pentru el, când știi ce se petrece, trăiești până la lată. Liturghie. Când tu știi că binecuvântarea dată și cu preotul este din altar cu Evanghelie sau diacon, simbolizează ieșirea la propovădire a lui Hristos prin cuvântul lui și Evanghelia aceea care se vedește cuvântul lui Dumnezeu vorbit, dar și cum vorbește Hristos, vedeți, și pui în genunchi în fața lui. Nu să stai să stai la rând, la coadă, în timp ce Evanghelia se citește. Și revin la ceea ce mă duc. Liturghia este un dialog între altar și biserică. După cum toți să cântați cum ați cântat la Tatăl nostru ăsta. Foarte frumos. Corul domină, ca să conducă, da? Și după corul, mai încet, toată biserica să cânte cât să explodeze cu pădere. Aceea e liturghie. Aceea e liturghie. Iar rândul preface, când Duhul Sfânt se compară cu Tatăl, nu mai putem să vorbim, nu mai putem să ne uităm la unul sau la altul. Când acolo se coboară Duhul Sfânt și preface pâinea și vină acel trupul și sângele lui Hristos. Pe timpul tăi nu am așa. Nu ai cum să te uiți în altă parte sau în momentul acela. E când ai trăit așa liturghie, abia aștepți să vină liturghie. Abia aștept să treacă să rămână, că lucrezi, să lucrăm, să vină duminica și să trăiești liturghia. Și atunci, dragii mei, nu mai poți să lași pe celălalt acasă. Pentru că tu vei spune mereu că există mereu frutele sau frutile sau copile, uite ce se petrece la liturghie. Ei, dacă tine de viață la știi ce se petrece la liturghie, atunci. Ceea eu pentru tine spun preoților pe unde umblu în țară și în străinitate. Multe cateheze liturgice, învățați pe creștinii cei dintre liturghie. Eu am fost trimis odată de fostul mitropolit, Bartolomeu Dumnezeu să odihnească o biserică cu probleme undeva în Munția Puseni. M-am dus de culturică și am rămas 2 ani. Pentru duminică și am rămas 2 ani de zile. Mergeam sigur până la 2 săptămâni. Ei, știți ce am făcut? O jumătate de an, pentru că prima liturghie am slujit-o cu pâine. A adus Cristi cu biserică și pâine am venit pe pune. Și l-am făcut, le-am explicat oamenilor în fața altarului să vadă toată biserica ce se petrece cu prescura aceea? Și cei din Turcia, o jumătate de ani amestecat din Turcia pe fragmente. Știți care a fost sfârșitul? Că ceea ce spun acum este înregistrat, poate proba, preotul care poate a venit după mine la 80 și poate confirma. Când am plecat de acolo, nu era loc în altarul de prescur. Dar la un moment dat nu s-au dus, pentru că niciun creștin nu trebuie să vină fără șerpă de Dumnezeu. Mici prescur, cât pomul meu, care se vede la altar, aceea este o parte precarnată tuturor creștinilor sfințite, șerpa care este acolo. Nu este voie să venim fără șerpă la altar. Și le-am spus oamenilor, nimeni nu are voie să vină fără prescur. Bine, el nici o prescură mai mare și la un moment dat m-au cunoscut bine. I-a spus faptul că la un moment dat, după ce sunt sfințite prescurile, de că nu sunt crâznicuri, cum se spune la noi la deal, pădurile, îi taie jumătate și pune în profoc, că am luat și profoc de acolo. Mă trebuie, că am spus după aceea, că vine să întreba, de ce părintele mea și profoc de acolo? Cu prescura, adică cu profoc. Merinare spune la noi, altul, care duceau prescură, curată. Dar până s-a făcut aici, în plață. Am văzut că se întrebau, dar n-am timp să-i explic. Și atunci a spus că taie acum din toate prescurile jumătate. Și pune în plasă. La un moment dat, Petru zice, păi, dar nu ucine. Păi, nu ucine. Nu ucine. Și au venit după aceea și le-am dat fiecare în plasă, în prescura și s-a spus, nu ce s-au acum, din jumătatea asta și dat brânată, dar celor care nu au venit este vizită și jertfa voastră acum merge în întregul său. Toți cei care poate n-au știut că trebuie să vină la biserică, se împărtășesc, acum din jertfa nu. Nu cred că era familie care să nu vină la biserică. Copiii. Dar asta trebuie să facem noi. Trebuie să explicăm mult mai mult ce este liturghia, dumneavoastră să știți bine, și ca să explicăm ce este liturghia, trebuie noi să o trăim. Și acest lucru îl spun cu toată responsabilitatea. Ei, asta e liturghia. Ei, atunci să vedeți bisericii. Atunci să vedeți dacă societatea de azi mai are puterea asupra noastră și ne invită. Mai departe, orice rugăciune sunt privite din icoana. Ce se înseamnă Părintele nostru din postul? A venit postul foarte bine pe slăvește. Sau, adesea, unii creștini spun, te trezesc mai târziu, pe la 11 și mai știu și de ajun până la ora, până la mea, până la ora 12. A, păi eu, 11 până mă spăl, până îmi fac toaleta de dimineață, e 12, nu mă bine că am și ajunat. Nu, n-ai ajunat. Ai ajunat când faci un efort de dimineață, când mănânci din bine. Când te duci la trebui și te bie cu cafea cu lei, spune, nu, asta e o zi mai specială, asta nu bea. Dar de ce nu bea? Păi nu bea. Dar pe o metă zi, de ce? Păi pe un caz de bine. Nu știu ce bea. Păi asta ajung până... De ce înseamnă? Păi fac o jertfă. Păi cum? Ce înseamnă? Păi uite, ajung până la mează, mănânc, fac o jertfă pentru copilul meu. Îi dedic o jumătate de zi copilului meu. Dar ce înseamnă asta? Păi are o problemă. Păi cum și dacă are o problemă, dacă îi dedici o zi, o jumătate de zi, se poate rezolva, nu e bună jertfă. E jertfă pe care o fac. Și el aia ajung. Mai mult postul. Postul nu este o povară. Postim pentru că au început postul Paștelui. Postul este când simțim noi că trebuie să postim. Adesea sunt creștini care încep să postească postul Paștelui și că ei rândează biserică. Foarte bine. Dar întâi trebuie să știm ce înseamnă postul, ca să putem posti postul Paștelui. Eu uitați-vă o experiență pe care am spus și la televizor, o spun și dumneavoastră. Nu trebuie să povedanie, sigur și despre post, pentru că postul are mare semnificație în viața mea personală. Și îmi spune, Părinte, nu pot să postez. Nu postez. 40 de zile, când mă gândesc de acum la 40 de zile, mi se taie orice efort. E mult, 40 de zile să postez, e enorm. Postul Paștelui are aproape 50 și de dumne. Părinte, 50 de zile și mă pot. Nu pot. Trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră și să vă spun că nu pot să postez. Dar de ce am spus așa? Aveți copii? Da, da. Și tuturor le este foarte bine? A, nu. Am o problemă. Pata nu este căsătorie. Atunci mă rog să vă duceți acasă pentru băiat. Puteți la ocaziune să postiți. Că să fie o jertfă pe care face Dumnezeu când se încerceți ceva. Puteți la ocaziune. Cum să nu pot părinte pentru copilul meu, pentru că e problema de două copii. Bun. Mai dați, mai postiți două zile și pentru fapte. Cum să nu părinte, cum să nu două zile pentru problemele pe care le avem. Dacă s-o întâmpla, beau așa, nealungă așa, dedicați-i și lui. Două zile, puteți, două zile, că poate scapă Dumnezeu de patima. Nu se nu părinte, nu se dacă aș fi, nu faceți așa să încerc. Adică intrați, ăsta e postul, intrați-i în legătură cu Dumnezeu și puteți vedea, eu nu pot să vă asigur, dar intrați în legătură cu El. Părinții vă crește. Unde poate să înălțăm? Pentru mama. A spus vreodată o zi. Nu mă uită niciodată. Dar cu mine sunt rugăciune. Și mă rog pentru mine. Dar o zi e activitate în care o zi de post și de acolo în care se mulțumește Dumnezeu că v-a dus la viață, că nu v-a lepădat, nu va omorâi? Nu, nu. Puteți să faceți două zile pentru el. Nu se poate omorâi. Și pentru tata la fel. Și s-a dus de la spovedanie. Și mă sună, după vreo câteva zile, îmi spune, Părinte, pot să fiu până la birou la dumneavoastră într-o zi? Pentru câteva clipe mă puteți privi? Spune să nu. Uitați-vă, când aș putea să vă primesc și am stabilit o întâlnire. Și am venit la mine și mi-a spus, mă duc acasă. Și mi-am analizat toate problemele. Și-am pus fiecăruia, câte o zi, două, cum am spus dumneavoastră, și vreau să vă spun că nu mi-a ajuns fiecare din casă. Și că de acum fiecare gătit o zi sau două. La urmă, s-a spovedit aproape de post, de Paști și mi-a spus și cum e postul. Părinte, nu știu de atunci până acum cum a trecut, dar nu asta a fost important. La câți am vorbit, la câte colegi am vorbit ceva ce se înseamnă postul și câte s-au apucat să posteze. Și vreau să vă spun, Părinte, că multe din cele pe care le-am făcut s-au rezolvat. Acesta e postul Iisului. Acesta e postul nu a creștinului practicat, de celui care trăiește postul. Ei, atunci, postul nu mai este postul. Dar dacă îi spunem că vine postul lui Dumnezeu la un colegi, uite, numai bine că postești și arăt mai bine, nu postești pentru Dumnezeu. poți să-și pentru altcineva căruia, sau căruia, sau căruia vrei să arăți că răspunde. Pe cum să avem forță ca pătrunde în societate, dar să păriți societatea să nu postuiați. Ce este postuiați? Și nu am timp acum să vă spun ce zice Domnul Dumnezeu în cartea profetului Isaia, capitolul 58, despre postul, pe cel care postește. De aceea să postiți când aveți o problemă. Postim sigur postul rânduit de biserică, dacă sănătatea revenit. Dar să știți că pentru cei care nu puteți să postiți, Dumnezeu primește, știți ce primește? Intenție. Și dacă nu postiți. Dar nu puteți minți pe Dumnezeu că știi, Doamne, nu poți să postești că ați pus mie. Nu. Pe El nu poți să minți. Pe mine, da. Dar pe Dumnezeu. Și atunci, dacă tu, într-adevăr, datorită sănătății care nu poți să postești, sau contextului social în care ești, și Dumnezeu, și spui Dumnezeu corect și El vede corectitudinea ta. Postul tău este intenția, nu ceea ce. Și asta este creștinul puternic. Mai departe, spovedanie. O opresc imediat, fără să insist mai mult asupra celorlalte lucruri. Într-o altă conferință. Deși mă urmează în multe slide. Spovedania are un mare în ceea ce înseamnă statutul tău autentic de creștin. Foarte puțin dintre creștinii de astăzi povedesc. Adică și noi, foarte puțin, spovedim. Aceea nu este spovedanie când te duci de râde să te dezlege. Pui două, trei cuvinte și să te dezlege. Ba, mai avut și astfel de idei, nu sunt deloc de acord cu ele, zice, am dezlegare pentru o lună de zi să mă împărtășesc. Asta este ca și la, te duci la casă de cultură și ai permis să intri cu o lună de zile gratis. Cu o lună de zile n-ai greșit cu nimic. Cum să permiți la spovedanie o lună de zile? Creștinul cel atent că Dumnezeu de la ceasul și pe calendar, când mai are el permisiunea să se împărtășească, nu la ce face. Nu ești mai așa ceva. Eu sunt împotriva propovnicilor care fac așa ceva. Împărtășania este precedată de o pocăință. De aceea nu ne atenți, nu ne putem povedi cu săptămâna patimilor. Toată lumea se lasă pe săptămâna patimilor. Când sunt atât de multe slujbe și greu, sunt atât de atunci obosiți, atât de slujbe, și noi atunci ne spovedim. Nu atunci ne spovedim în săptămâna patimilor. Că nu ne putem spovedi. Ne spovedim când simțim nevoia să ne împăcăm cu Dumnezeu. Dacă crede și cu colega, sau mame, sau tată, și l-ai supărat și l-ai jignit. Aș fi spune săptămâna patimilor și te duci și te rugeam. Sau te mai duci și spune, zici, am venit să-ți rugeam. E că nu ce spune Lui Dumnezeu. Povedania este o tură vieții. Povedania este convertire. Povedania este înnoire. În săptămâna patimilor, am spus ceea ce a făcut la televiziune. Vino, Doamne, spovedea la catedrală, în Clujez de 24 de ani la catedrală și acolo, jumătate mai de nouă, și era lucrul, dacă știe, mărturisea. Coadă era un preos, coadă până în piață, față catedrală. La toți. Așa se face că s-a nimerit, nu știu dacă s-a nimerit, foarte mult timp, atunci și toți am stat de vorbă și sigur că plăcea greu. Și când a ieșit până la Doamne, cam o patra sau a cincea, așa din coloane, spune, Părinte, nu vă supărat, să mergem și la dumneavoastră un pic mai repede. Stăm aici cu ascultativ, uitați-vă, a venit de la servici, numai așa de, e foarte greu să mergem. Mă rugăm, mergem un pic mai repede. grijilor dumneavoastră. Uitați-vă ce repede să merge pe acolo. Păi zic, păi cum să mai stau la rând încă o dată de acolo? N-am mai zis nimic și ajung și acolo. S-a plecat, a fost epitanilul pe cap. Și într-un minut a terminat. Dar mai mult mi-a spus ce n-a făcut decât ce-a făcut. Dar mai există și spovedanii din aceea cu șmecherie. Așa-i spun eu. Adică te duci și spui, Părinte, atâta sunt de supărat. Nu mai pot să stau la legătură. Dar de ce? Uite, colegul ce mi-a zis acum așa făcut și ce-a făcut și ce ți-l dori pe coleg când te duci la acolo sub motivul că nu poți să stai la legătură, dar de fapt îl părăști pe coleg. Îi strici imaginea. Nu, acum câte întâlniri între luți. La spovedare. Și am pus o întrebare. Și mi-a răspuns. Și mi-a pus o întrebare și mi-a răspuns din nou. Și mi-a pus o întrebare și mi-a răspuns cu vocea tremurândă și sprecând și nu se mândă. Și mi-a pus o întrebare și mi-a spus și mie. Și la un moment dat, jeptea chelul de pe cap și spune, Părinte, nu mă răspundeți. Vă rog să-mi spuneți când aveți timp să mă spovedeți. Și atunci am spus, uitați-vă, eu sunt aici cu un, două, termină. Haideți. Și păi nu o să fie pe noi. Vă iubeați să sunt aici. Haideți. Nu vă deranjez, dar cum să nu deranjez? Știți? Pe preot, eu nu, pe preot pe mine nu-l deranjez. Că se culmea să te ducă medic și spui, nu, domnule, iertați-mă că vă deranjez. Pe cum să-l deranjez? Eu de-aia să făcut, de-aia cum să-l făcut. Sau pe preot. Părinte, dați-mă că vă deranjez. Cum să vă deranjez? Sunt aici. Nu problemă de așa. Medicul de asta este problemă, cu problemele de cum să deranjez. Nu se spune, domnule, domnule, iertați-mă că vă deranjez. Că eu de-aia cum să-l fie rețetă, să mă opereze, să mă opereze. Nu mă deranjez. Și atunci a venit și s-a spovedit timpul de lucru. Nu mai știu cum de lucru. Și a spus, Părinte, nu m-am spovedit niciodată de lucru. Dar ce vreau să vă spun de asta, am zis astăzi, să aduce și pe alții la conferință. Nenumărate persoane a adus iată de spovedit, care nu s-au spovedit decât formal o viață întreagă. Și acum mai în glumă, e profesoară, și acum mai în glumă, spune Părinte, am dat de lucru. Adică, aceea era spovedare. Nu repede a plecat în biserică și vedem că acolo sunt 3-4 persoane. Ce ar fi să mă spovedești? Spovedanie îți merge o stare de bără cu Dumnezeu, o părere de rău, o analiză, o încercare de a te hotărî când te duci la spovedanie, trebuie să vezi cât de hotărât ești ca anumite fapte să nu le mai repeți. Și care fapte te-au umilit și te-au compromis viața. Și să vezi cât ești de pregătit pentru așa ceva, să primești de la duhovnic sfatul cu adevărat. Cuvântul preotului în spovedanie este ca o sabie care tare. Un chirurg nu taie rana de jumătate. Și o taie adânc, indiferent cât de tare trebuie să taie și cât de mult la problema. Afel pe trebuie să taie adânc până nu contează cât de mult la problema. Dar noi mai evităm și preoții care sunt cu noi corecți, pentru că poate nu ne place ce ne spune, ba ne mai spune la cei care nu aud, așa mai departe. Atenție, din seara asta, din ziua noastră. De asta am spus că tărirea noastră să fie un punct de reflexie și de introspecție. Haideți toți să ne gândim de când nu ne-am spovedit? Nu de-al dimineață. Nici de ieri, nici de duminică. de când nu ne-am spovedit. Și o să vedeți toți o să vedeți de când nu ne-am spovedit. O să vedeți de când. Timp este. Și atunci, sigur că nu poate să existe progres spiritual în viața noastră. Și toate aceste lucruri de creștini autentic își pun amprenta pe copiii noștri, pe societatea noastră, pe elevii noștri, pe studenții noștri, pe creștinii noștri și așa mergem mai departe într-un creștinism căldicer care nu-i domină. De asta ne domină societatea, de asta vine din toate păgânismele ca un tăvăluc peste noi peste creștini, pentru că creștinismul nostru nu mai este autentic. Și avem atât de puțin de făcut să fim creștini autentici. Îmi spunea odată cineva și închei că un misionar i-a chemat pe creștini la biserică. I-a chemat pe cei creștini la biserică. Făcând misiune. Și unul din păcări a spus așa: tu mă chemi în biserica ta? Păi da, sigur, că te creștinăm, să fii în biserică. Păi nu mă puțin. Din biserica ta ies oameni care mint, ies oameni care fură, ies oameni care fac nedreptăți, ești oameni care dau oamenii mincinoase, ești oameni care înșeală, ești oameni care se fac, ești oameni care se desfac. Vreau să te întreb pe tine, misionar, acolo în biserica ta, unde tu mă chem, voi acolo învățați pe oameni toate lucrurile acestea? Păi cum se învățați toate lucrurile acestea? Păi dacă nu învățați lucrurile acestea, cum de le încuneți? Adică ce vrea să spună, poate înțeleg misionarului persoana respectivă. Ce v-am spus înainte, când ieșim din biserică, să ieșim în Hristos îmbrăcați. Adică venim la biserică, la liturghie, ne certăm, ne batem, ne înșelăm, mărturie mincinoasă, pe cum să ne avem creștinii sportive înainte. Cum să avem puterea să penetrăm o societate, să schimbăm lumea? Mă opresc aici, pentru că e târziu. Aș vrea atât de multe să vă spun. Nu vă mai arăt slide-urile care urmează. Ca să vedeți, ca să nu vedeți câte au rămas. Vă mai ascultă. Poate altă dată o să continuăm cu partea a doua, să zicem, a întâlnirii noastre vis-a-vis de creștinismul de azi în Cotor. Vă mulțumesc! Să ne trăiți! Thank you.